Liturghia sufletelor. Au fost odată, ca niciodată, un tată și o mamă, care fiind nespus de nevoiași, mai aveau și trei copilași. Dar, deși nevoiași, tatăl a trebuit într-o zi să se lase de muncă, fiindcă s-a îmbolnăvit. Nemai știind ce să facă, mama, care îi ținea singură pe toți, i-a zis să iasă într-o zi la cerșit. Zis și nu prea făcut, căci a umblat sărmana toată ziulica de colo până colo, cerând de pomană și abia la căderea serii a primit un bănuț. S-a dus să-l dea pe mâncare. Voia să facă un rasol pentru copii, pentru ea și pentru bărbatul său. Dar, să vedeți, îi mai lipseau 20 de firfirici și fiindcă n-avea cum să-i dobândească, și-a zis: "E, la ce mi-e bun banul ăsta dacă nu pot să iau de mâncare pentru toți? Mai bine mă duc și plătesc o liturghie cu el." Și imediat se gândi: dar oare pentru cine să fie liturghia? Așa că a stat și s-a tot gândit și după o vreme și a zis: am să-l dau lui taica Popa ca să facă o liturghie pentru sufletul aflat la cea mai mare ananghie. Ce mai s-a dus la preot. I-a dat banul și l-a rugat: părinte, fă rogu-te o liturghie pentru sufletul aflat la cea mai mare ananghie. Apoi s-a dus acasă, gândindu-se neîncetat la bărbatul și copiii ei care o așteptau. Dar pe drum s-a încrucișat cu un domn foarte spilcuit, care a întrebat-o: dar unde mergi, femeie? Iar ea i-a răspuns: păi, acasă. Bărbatul meu e bolnav, suntem foarte nevoiași și avem trei copii. Întreaga ziulică am tot cerșit, dar nu mi-a dat nici cât să punem cu toții ceva în gură. Și cum nu mi-a ajuns banul, m-am dus la taica Popa și l-am rugat să țină o liturghie pentru sufletul aflat la cea mai mare ananghie.